Vă salut, prieteni, și bine ați venit la o emisiune specială, la un interviu special cu Tudor Iacov, președintele Clubului Progresul București. Domnule Iacov, v-am contactat ca să vorbim despre AMFB. Din sursele noastre, AMFB caută să excludă Steaua din campionat pentru a opri promovarea sa în Liga 3-a și motivul ar fi declarațiile date de domnul Talpan săptămâna trecută. Cam ce părere aveți dumneavoastră? Deci așa ceva este absolut incredibil, la ce metodă poate să aplice lumânare, că aici e vorba de lumânare, că se simte poziția periclitată, pentru că în afară de faptul că domnul Talpania îi spune niște adevăruri în față și cred că toată discuția pleacă și de la drepturile de televizare. În condițiile în care, în momentul ăsta, Asociația Municipală de Fotbal București chiar nu mai are venituri. Deci chiar nu mai are venituri și atunci ce s-a gândit? Ia să forțăm noi puțin, să jucăm play-off-ul într-o competiție de fotbal amator, fără discuție, că vorbim de Liga 4, nu vorbim de Liga 3, Liga 2. Dar se pare că domnul Lumânare și cei de la Asociația Municipală de Fotbal București aplică modelul FRF-ului. Pentru că uitați-vă și la FRF ce se întâmplă cu înjumătățirea punctelor la Liga 2, cu baraje inventate din burtă la Liga 3, în condițiile în care la Liga 3 ai 5 serii, două serii dai câștigătoarea că ai înghețat campionatul și la celelalte pe celelalte îi pui să joace baraj. Ce s-a gândit Lumânare în momentul ăsta? Ia să facem și noi un play-off. Că asta cu coronavirus, cu pandemia, cu nu ne interesează pe noi. Noi trebuie să ne luăm bani. Discuția pe drepturile de televizare de la Liga 4 este o discuție mult mai veche, pentru că se pare că nu e prima dată când AMFB-ul a vândut drepturi de televizare în condițiile în care n-a avut acordul cluburilor și mai ales s-a folosit foarte tare de faptul că era Rapidul și Steaua în competiția asta. Da, de 3 ani tot vinde drepturi de televizare. De 3 ani tot vinde drepturi de televizare. Da, exact. Vinde drepturi de televizare în condițiile în care, într-adevăr, Asociația Municipală de Fotbal București este organizatoarea competițiilor, dar nu poți să periclitezi dreptul cluburilor care joacă în respectivul play-off, normal să beneficieze de banii din drepturi de televizare. Pentru că și nu se știe câți bani să iau. Asta e problema, că au fost tot felul de interpelări la Asociația Municipală de Fotbal București și nimeni nu știe câți bani a luat Asociația Municipală de Fotbal București de la televiziune, de la Digi, de unde au vândut ei drepturile de televizare. Exact. Da, au vândut de foarte multe ori drepturile de televizare și noi la Steaua Liberă mereu am pus semne de întrebare aici, pentru că unul la mână știm că e nevoie de contracte cu cluburile ca să le poți vinde drepturile de televizare și doi la mână, cum a spus și domnul colonel Talpan într-o postare de a sa pe Facebook, acest nou regulament de protecție a datelor care a apărut acum câțiva ani îți cere neapărat să ai acordul exclusiv al celui care deține drepturile acestea asupra datelor personale. Adică fiecare jucător, antrenor și așa mai departe, trebuie să semneze o hârtie prin care își dă acordul ca imaginea sa să fie folosită. Altfel nu poți. Da. Și este curios că AMFB a făcut astea. Lumânare încearcă să forțeze puțin nota, să organizeze un play-off în condițiile în care nu se organizează niciun fel de competiție sportivă în România și plecând pe modelul FRF încearcă să forțeze organizarea play-off-ului. Nu are niciun fel de logică să organizeze un play-off în condițiile în care clasamentul Ligii a 4-a e foarte clar. Deci Steaua are punctaj maxim, are cele mai multe goluri date. Deci ce discutăm? N-are niciun punct pierdut, din câte știu eu. Nu, punctaj maxim. Păi și atunci ce discutăm? Pentru ce vrei tu să mai organizezi play-off în condițiile în care e foarte clar? S-au înghețat competițiile. Să ia exemplu, inclusiv poate să ia o parte din exemplu, că și Federația Română de Fotbal e în aceeași situație în care a înghețat Liga 3-a. Da. A înghețat două serii din Liga 3-a, pentru că era diferența foarte mare de golaveraj.
de golaveraj de puncte. De puncte, de puncte. Da, și sunt și alte AJF-uri care au făcut la fel. De exemplu, AJF Suceava, AJF Bihor. Acestea au înghețat competițiile și au trimis la baraj echipele de pe primul loc. Și absolut normal să fie trimisă la baraj în momentul ăsta la București, în condițiile în care diferența dintre Steaua și următoarea clasată este imensă. 7 puncte. Ce discutăm? Deci în momentul ăsta nu se discută. Da. Deci trebuia fără discuție, trebuia înghețată competiția. Dar v-am spus, mergând pe slăbiciunea SRF-ului, care SRF-ul are tot felul de obligații la tot felul de cluburi, la Buzău, pe la Slatina, pe la... Organizează baraj la Liga 3-a și ziceau, să facem și noi play-off-ul la București. Eu știți ce aș vrea să vă întreb? Să presupunem că mergem mai departe și se face play-off la București. Echipele din care joacă acum în competiție și care sunt pe locurile 4 până pe locul 6, că nu știu dacă știți, AMFB a sugerat să facă 2 play-off-uri. Primul în care se joace primele 6 echipe, apoi încă unul în care se joace primele 4 echipe din play-off-ul cu 6 echipe. Deci, vă dați seama ce idiot poate să conducă fotbalul bucureștean? Da. Dar eu vreau să vă întreb așa, aceste prime 6 echipe, au ele capacitatea de a respecta cerințele impuse de guvern? Nu are nicio echipă. Deci în afară de Steaua, care Steaua de bine de rău are bază sportivă, are oricum, are o infrastructură mult peste restul competitoarelor, inclusiv din Liga 2, dacă e să o luăm așa. Da, așa este. E singura care ar putea cât de cât să facă, nici Steaua nu știu dacă ar putea să facă față cerințelor guvernului în ceea ce privește siguranța sanitară în momentul ăsta. Și tu vrei să te duci la nu știu ce echipe care le-ai tu un play-off acolo ca să-i pui pe nici de nu au cum să aibă posibilitatea ca să organizeze și să se pregătească pentru meciurile respective. Păi știți care e problema? Guvernul a cerut ca înainte să se reia competițiile, echipele să meargă 2 săptămâni în cantonamente cu toți jucătorii. Eu vreau să știu, fotbaliștii ăștia amatori de la Liga a 4-a, care în timpul săptămânii merg la serviciu, își permit ei 2 săptămâni să meargă într-un cantonament? Cum? Exact, exact ce spuneam la începutul discuției, vorbim de fotbal amator. Ce înseamnă fotbal amator? Exact lucrul acesta. Jucătorii de fotbal, ca și la mine la echipă, ca și la orice echipă, jucătorii de fotbal au un job, nu? Da. Ei vin doar pentru distracție vin la fotbal amator. Exact. Cum poți tu să-i faci să stea în cantonament? E imposibilă chestia. Nu, mie mi se pare că deși o echipă ca Steaua ar putea să facă chestia asta, hai să zicem una, două, trei echipe, să zicem, găsesc resursele și reușesc să facă chestia asta, dar nu pot toate echipele care ar intra în play-off. Și dacă un jucător e bolnav și îi îmbolnăvește pe restul, ce se întâmplă după aia cu barajul de promovare în Liga 3-a? Pentru că echipa care termină pe primul loc, dacă are jucători îmbolnăviți, oricum nu mai poate juca barajul de promovare. Vedeți, aici e o altă problemă. Exact, problema care a fost inclusiv la Federația Română când a întrerupt campionatul și Asociația Municipală de Fotbal și SRF-ul, a întrerupt campionatul de fotbal în același timp. Pe da. 11 martie, dacă țin eu bine minte. Așa este, la începutul martie. În momentul acela, deci noi avusesem la Liga 5-a un joc pe data de 8 martie, am avut ultimul joc și începuse să fie periculoasă pandemia. Vreau să vă spun o chestie. Federația Română de Fotbal și AMFB-ul am notificat în momentul acela, chiar marți, era într-o marți, și miercuri și marți seara se ducea Burleanu, Răzvan Burleanu la o televiziune, la Digi, și spunea că se joacă, că nu e niciun fel de problemă. Prin notificarea care a făcut-o Progresul București, le-am cerut să-și asume responsabilitatea pentru eventuala îmbolnăvirea oricărui fotbalist. Știți ce au făcut a doua zi? Au întrerupt competiția. Au întrerupt competiția, exact. Exact. În momentul acesta, cea mai bună metodă pentru Liga 4 este ca, inclusiv Steaua, printr-o notificare oficială, să-și asume răspunderea. Vă spun eu că în momentul când se va pune problema la acest mod, tu ca organizator de competiții care vrei bani din drepturile de televizare, ia asumă-ți tu și responsabilitatea în cazul eventuale infectări. În momentul acela e penal, că vorbim de răspândirea bolii. Și să vedeți în momentul ăla cum totul se va rezolva. Nu se va mai juca niciun play-off.
Aș vrea să revenim puțin la informația pe care am oferit-o chiar la începutul interviului, și anume faptul că AMFB a cerut, caută să excludă Steaua din campionat pentru a opri promovarea sa în Liga a III-a. Se poate face așa ceva? Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru suporterii steliști, poate AMFB să excludă Steaua? Nu, așa ceva nu se poate face. Deci așa ceva nu se poate face. Pentru că ei fac niște referiri la niște prevederi din regulamentul disciplinar. Haideți să plecăm de la următorul aspect. În primul rând, au fost din nou alegeri în luna ianuarie la Asociația Municipală de Fotbal București pentru funcția de președinte, în care Lumânare a fost din nou ales cu un tamtam întreg, a fost din nou ales președinte. Eliminând restul concurenților, a reușit până la urmă. Dar, să vă spun mai mult, respectivele alegeri nu sunt înregistrate la judecătoria sector 6, unde există obligativitatea ca să fie înregistrate, fiind atacate de către Ilie Drăgan. În momentul acesta, nici cel puțin baza legală nu are Asociația Municipală de Fotbal București prin Comitetul Executiv și prin orice comisie care o are, ca să pună în practic o asemenea hotărâre. Cum adică se expus Steaua? Pentru ce se expus Steaua? Ei au spus că vor să excludă Steaua pentru că, din declarațiile domnului Talpan de săptămâna trecută, imaginea AMFB-ului ar fi fost afectată. Vorbim de imaginea AMFB-ului? Cine vorbește de imaginea AMFB-ului? Lumânare? Că e comunicatul lui, haideți să fim serioși, comunicatul lui Marian Lumânare, care l-are în spate pe infractorul de Baboia. Toată lumea din fotbalul bucureștean știe foarte bine cum a ajuns Lumânare ca președinte la Asociația Municipală de Fotbal București cu secretar general Baboia. Acum Baboia fiind condamnat penal definitiv pentru corupție în fotbal. Începe să vorbească de imagine. Păi Lumânare și Asociația Municipală de Fotbal București, din cauza lui Lumânare și din cauza lui Baboia, nu au niciun fel de imagine. Ei vorbesc de imagine. Da, Claudiu Baboia are voie să stea la AMFB în acest moment? Claudiu Baboia nu are voie următorii încă 4 ani să calce prin Asociația Municipală de Fotbal București și să aibă vreo funcție în fotbal. Pentru că există în regulamentul FIFA și UEFA, care toate federațiile naționale și asociațiile județene și municipale, inclusiv Asociația Municipală de Fotbal București, se obligă să respecte regulamentul disciplinar FIFA-UEFA, care spune în felul următor: orice persoană aflată sub urmărire penală sau condamnată definitiv nu are voie timp de 5 ani să ocupe nicio funcție în fotbal. Eu știam că anul trecut Claudiu Baboia a făcut o solicitare către FRF pentru a putea să se întoarcă la AMFB mai repede. Nu mai țin minte cât de repede, dar știu că solicitarea asta a fost atunci respinsă de FRF. Așa. Exact, a fost respinsă exact pe considerentele care mi le-am spus eu, exact, cu regulamentul disciplinar FIFA și UEFA, care da. Prevede foarte clar. Bun. Da, sunt lucruri foarte interesante pe care ni le spuneți dumneavoastră aici. Pentru suporterii steliști, pentru liniștea lor, eu aș vrea să le spuneți așa. Care sunt șansele totuși ca AMFB-ul să meargă mai departe cu demersul ăsta? Nu poate să meargă mai departe. AMFB-ul nu poate să meargă mai departe cu demersul. Adică cum? Demersul e împotriva tuturor regulamentelor posibile. Cum adică să vrei să sancționezi Steaua pentru ce? Că n-am înțeles. Pentru faptul că am văzut comunicatul domnului Talpan. Nici vorbă de așa ceva. Dar, într-adevăr, spune foarte clar. Avem o situație specială, avem precedentele create de Federația Română de Fotbal, deci ești obligat să închizi campionatul și să nu organizezi play-off. Totuși, știți de ce v-am întrebat asta? Pentru că AMFB are un trecut în care a comis abuzuri, mai ales împotriva Stelei. Mă refer la acel prim an cu Academia Rapid. Și împotriva Progresului. Exact. Stați niște că de ani de zile, de când era Avram președinte, da. Comit abuzuri împotriva Progresului București pe linie. Și de asta vă întreb dacă credeți că o să meargă Lumânare, adică o să zic că oricum pe mine nu mă oprește nimeni, fac ce vreau. Este posibil să se întâmple așa? Deci nu se poate chiar așa. Deci așa ceva e imposibil, pentru că o asemenea hotărâre de tipul ăsta de hotărâre, cașca care e la AMFB în momentul ăsta și care conduce, nu este chiar de capul ei. Pentru că există comisii, există comisiile FRF-ului, există TASO, adică nu prea poți să te joci cu chestii de astea. Și daunele care, eventual, dacă ar face o asemenea mizerie, dacă AMFB ar face o asemenea mizerie, vă dați seama că daunele cerute și care, dacă ajungi cu speța, o speță de tipul ăsta la TAS, primești daune milioane de euro,
pentru chestie de asta, vă dați seama cine plătește? Deci nu o să facă. Părerea mea că nu o să facă niciodată chestia asta. Asta sunt doar niște amenințări de astea pentru jocuri de copii. Știți? Haideți, mă, că facem, vă dăm noi afară. Așa gândește lumânare. Vă speriem. Dar pe cine sperie, până la urmă? Că pe domnul Teopan nu cred eu că o să reușească vreodată să-l sperie. Nu știu, interesant este atitudinea pe care o are AMFB-ul de clar împotriva Stelei și a altor echipe. Adică mie mi se pare că este o atitudine total lipsită de fair play. Eu știu, și o atitudine nelegală, dacă mă întreba să da. Nu numai lipsită de fair play. Am spus și antiregulamentară și antilegală. Pentru că nelegală, că antilegală nu există. Dar vă spun ceva, cum poți tu să vorbești de sancționarea unei echipe în condițiile în care echipa respectivă spune clar, aplici modelul FRF-ului, care e model superior ție. Și foarte clar, ești obligat ca să înghezi campionatul, vorbim de fotbal amator, ești obligat să înghezi campionatul și să dai seama campioană. Ce discutăm? E o chestie atât de simplă, dar v-am spus, toate argumentele pentru care ei fac mizeriile astea, este lipsa de bani. Da. Și mai ales și că există precedente. Cum v-am spus, la Bihor, la Suceava și vor fi și alte ligi 4 care se vor încheia așa. Deci nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Sigur, sunt unele ligi 4 unde, la fel ca la AMFB, doresc unii să facă niște bani și vor să continue să joace, însă multe altele se vor închide și vor trimite echipele de pe primul loc la baraj. Și atunci revin cu o întrebare. Este corect ca la barajul de promovare în Liga a 3-a să joace echipe care sunt odihnite cu echipe care au fost obligate să treacă prin 10-12 meciuri într-un interval foarte scurt de timp? Unde este corectitudinea? Nu există niciun fel de corectitudine aici. Aici este doar o... Dar, pe de altă parte, aici, în speța, adică ceea ce încearcă să facă AMFB-ul în momentul acesta, Federația Română de Fotbal ar trebui să vină cu precizări clare. Pentru că Federația Română de Fotbal are clar în atribuții, prin organizatorul competiției, Liga 3-a, unde se vor juca barajele, ca să spună exact, să le spună odată asociațiilor județene și inclusiv AMFB-ului. Băi, oamenilor, sunteți normal la cap? Voi reprezentați fotbal amator? Înghețați tot campionatul, cum s-a întâmplat la Liga 3-a în cele două serii? Echipele care sunt pe primul loc, fără niciun fel de discuție, poate meargă să joace barajul, să vedem dacă se va juca și barajul acesta, că nu se știe ce direcție o să ia lucrurile în condițiile acestea de pandemie. Da. Deci Federația Română de Fotbal în momentul acesta ar trebui ca să intervină. Nu ar trebui să stea să aștepte, că n-are ce să stea să aștepte nici Federația. Că Federația foarte simplu poate să spună, gata, s-a înghețat, pentru că vorbim de fotbal amator pe modelul celor două serii de la Liga 3-a, s-a înghețat campionatul și Federația poate să decide fără niciun fel de problem. Și atunci se rezolvă problema, nu mai trebuie să stai să-l vorbești cu lumânare, care lumânare nu știe de capul lui cum e cu regulamentele și cu asta. Și vă spun eu că nu cunoaște niciun regulament, apar n-are de regulament. O ultimă întrebare, domnule Iacov. Lumânare a spus că el dorește să reia campionatul pentru că așa au votat cluburile. Știți dumneavoastră să fi votat cluburile din Liga a 4-a și Liga a 5-a pentru reluarea campionatelor? Nu există așa ceva. Deci asta sunt niște invenții și cum poate să voteze cluburile? Adică poate să voteze cluburile, hai să s-a dat o lege. Adică sunt o grămadă de hotărâri de guvern, e stare de alertă, a fost stare de urgență. Cum adică vrem noi să jucăm, că ne-am hotărât noi să jucăm, că suntem noi mai presus decât legea. Nu se poate așa ceva. Dar nu există, că nu s-a făcut așa ceva. Da, foarte interesant și vă mulțumesc frumos, domnule Iacov, că ați venit aici la noi în emisiune și ați explicat aceste lucruri foarte importante pentru steliști și foarte importante pentru viitorul Stelei. Vă mulțumesc încă o dată. O zi bună! O zi bună!